Eu văd un risc major aici, și anume ca în mare parte parchetul general, de pildă, că vorbim de numirile procurorilor, da, să fie sub influența PSD politică, alți procurori să fie mai departe controlați de PSD, de PNL, da, de Dan Voiculescu, aici colo un mic compromis, dar înghițit în marea asta de procurori de partid, numai că diferența e următoarea. Toți ăștia au și girul președintelui Traian Băsescu și la o adică președintele, nu știu dacă va mai putea spune cu aceeași credibilitate ce are de spus, poate să o facă, nu-l oprește nimeni, dar o să-i se aducă tot timpul aminte, ăștia au fost pus cu girul tău. Ok, așa e. Și este până la urmă o numirea și este o responsabilitate putea politică. Putea face mai, se poate spune mai mult și puteai să nu faci, că în fond ceriști. N-a fost asta situația de 8 ani de zile? N-a fost asta situația? Daniel Morar n-a fost tot timpul creația și responsabilitatea lui Traian Băsescu și a Monicăi Macovei? Toate înjurăturile pe care le-a luat Daniel Morar sau Codruța Chioveș și în ultimii 8 ani nu au fost puse în cârca Monicăi Macovei și a lui Traian Băsescu, deci ce ar fi diferit din punctul ăsta? Asta înseamnă răspundere politică. Președintele Traian Băsescu și Monica Macovei și-au asumat responsabilitatea pentru asta. Numai că acum Antena 3 a spus acum că... Acum asumă răspunderea pentru niște numiri care nu-i aparțin. Atenție! În mare măsură a venit Ponta cu o listă, i-a pus-o pe masă și a zis ăștia sunt. Ok, compromisul Căveș și da, nimic mai mult. Păi Nițu l-ai respins, dar ești nevoie să-l înghiți acum. Nu, a fost o discuție între premier și președinte pe aceste numiri, tocmai pentru a nu bloca procesul. Dar un lucru pe care nu-l spuneți și dumneavoastră, domnule Tăpălagă, este care este de fapt rolul pe care l-au acești șefi în procuratură, ca procurorul general, șeful DNA, adjuncților, care este foarte rolul important. Lor? Extrem nu, nu este important. Foarte important. Aici îmi pare rău exemplu. Că dezinformați, păi, nu, vă dezinformați de multe ori publicul, ne spunând public, prin omisiune. Okay, o să vă explic, o să vă informez pe dumneavoastră. Prin omisiune o faceți, că nu... Oamenii ăștia, 95% din atribuțiile lor sunt de management și administrative. De ce nu spuneți publicului că oamenii ăștia de șeful de... Ar fi o minciună asta. Nu e nicio minciună, da, așa e. Deci cine știa... Procurorul da, nu, general, lăsați-mă să aici, mai... Nu. Credeți-mă că mă pricep. Bun, procurorul dar stați general să termin eu și pildă... mă răspundeți, domnul okay. Tăpălac. De ce nu spuneți publicului dumneavoastră că atunci când ai un șef la DNA și sigur, el printr-o procedură administrativă ar putea să împiedice un procuror din subordine să rezolve un caz sau să încerce să-l determine să mușamalizeze dosarul. De ce nu spuneți publicului dumneavoastră că acel procuror se poate plânge la CSM? Poate să facă poate plângere să facă la CSM și dar CSM-ul într-un sistem niște... ierarhic, cu niște legi care interzic să iasă public, să vorbească, să spună și așa mai departe. Adică stai și te gândești foarte bine ca procuror când te duci la CSM să-ți denunți șeful, pentru că s-ar putea ca CSM-ul mâine să nu mai fie CSM-ul de azi, să fie un CSM nereformist, să fie un CSM controlat politic și ăla, procurorul ăsta care denunță abuzuri să fie trimis înapoi la parchet și rămâne cu șeful ăla pe vedeți, care l-a denunțat Tăpălagă, deasupra capului. Asta e una la vedeți mână. De ce trebuie mână să punem instituțiile înaintea oamenilor? Vedeți de ce CSM-ul... Instituțiile sunt făcute din oameni, nu sunt făcute din... Și haideți să vă spun un pic, de ce instituțiile astea sunt făcute din oameni? Nu, pentru că oamenii organizațiile ăștia, sunt compuse din oameni, instituțiile ăștia, sunt altceva. Oamenii ăștia, domnule Lăzăroiu, numesc adjuncți. Adjuncții lor aleg cu cine lucrează. În sistemele ierarhice nu există instituții funcționale așa pur și simplu. Există instituții funcționale cu oameni buni sau răi în vârful lor. Acum, spuneați că au un rol administrativ. Procurorul general, de pildă, poate că nu știați, dar uitați că vă spun acum, află primul de mandatele de interceptare pe siguranță națională. Și atenție mare, tot el le poate respinge, fără să treacă prin instanță. Vine SRI-ul și spune, uite, ascultă-mi-l pe XYZ. Procurorul general Nițu are următoarele opțiuni. Să spună-l politicienilor cărora le e dator cu funcția asta sau să nu spună. Dacă e un procuror de bună credință și onest, nu spune. Dacă e un procuror cu dependențe politice, spune, avertizează și omoară lupta anticorupție. Poate să facă mai mult, să trimită
mandatul ăla de siguranță națională înapoi, cu Daniel, mici explicații. Daniel Morari spunea Monicăi Macovei de mandatul ăsta. Nu vă întreb, că nu știu ce dumneavoastră suspectați că... Nu, sau... din moment ce avem atâtea dosare soldate cu anchete, trimiteri în judecată și condamnări, evident că nu îi spunea și că ăia nu aflau. Așa. Însă eu am făcut precizarea foarte clară. Dacă ai un procuror bun, de bună credință, da, dacă lucrurile stau altfel, eu l-am văzut pe Nițu la audieri. Nu mi-a lăsat, nu m-a convins. Asta e altă discuție. Deci, cu dumneavoastră mi-a spus adineaur că n-au un rol foarte important, au un rol esențial. Esențial, șefii, pentru că de la ei poate porni un dosar sau poate muri acolo. Nici nu trebuie să ajungă la procuror. Da, dar el nu poate să intervină în dosarul instrumentat de procuror. Păi nici nu mai ajunge dosarul la procuror. Nu înțelegeți că încerc să vă spun asta? Pe de o parte. Pe de altă nu parte, ajunge nimic la pe de altă parte, ce nu le spuneți oamenilor este că totuși există o instituție care asta încearcă să facă, așa încercăm să o construim. Așa încerca Monica Macovei să o construiască. Acest CSM, da? Care să fie întotdeauna un garant al independenței justiției și să fie un arbitru în situații de genul ăsta, când apar situații de genul ăsta. E o bună intenție și de susținut să construiești instituții puternice, însă realitatea în România de 23 de ani, nu de 2, nu de 5, nu de 7, de 23 de ani, ne arată că instituțiile o iau tot timpul de la zero în țara asta, pentru că atunci când pleacă omul care l-a reformat, reforma lor e făcută praf. Și aveți exemplu când printre dumneavoastră. Monica Macovei de la Ministerul Justiției nu s-au mai făcut anchete? Cu o diferență mare. La justiție aveai un MCV, aveai o pârghie de intervenție. Și acum există un MCV. Dar eu vă dau exemplu. Există această pârghie în momentul ăsta. Eu vă dau exemplu Daniel Funeriu. E colegul dumneavoastră, consilier prezidențial. Da. Când a plecat de acolo, cât a durat până când toate reformele lui făcute, greu în câțiva ani, au fost omorâte? Să știți că, să vă contrazic, nu foarte mult, pentru că într-un fel aveți dreptate. Iarăși vă iau puncte și vă spun unde au omorât reforma în punctele esențiale. Nu, au fost câteva locuri. De la incompatibilitățile rector parlamentar, doctorate, liber la doctorate, oricine, înapoi în sistem dinozauri, sunt grămadă. Au fost niște puncte în care s-a intervenit. Esențiale. Esențiale. Sunt multe altele în legea educației în care nu s-a intervenit. Dar acum... Păi, vedeți, domnul Lăzăru, și aici vă acum... spun așa, dacă iei parchetul general cu un om de partid... Ce vreați să se întâmple? Poți să lași la celelalte, le poți lăsa în pace. Pe Daniel Funeriu, ministrul învățământului, USL a câștigat cu 70%, cu 60% și are 70% în Parlament. Nu, spuneam așa. Funcționează democrația. Nu, dar discutăm fără logică. Eu vă spun așa, că acolo unde poți opri, nu putea opri, n-are niciun atribut Traian Băsescu să oprească cu scorul ăsta un ministru dacă nu are argumente solide. Îl poate respinge odată și după aia nu mai are ce să facă. Aici însă la procurori putea să respingă de 100 de ori. Vedeți, asta e o altă teorie. Iar nu le spuneți, nu vă informați corect cititorii. Păi cât pot informez. Dar acum aveți și dumneavoastră ocazia să informați. Sunt aici și pot să le spun și eu ce am eu de zis. În realitate, chestiunea asta cu detașările procurorilor ține de un an de zile. Așa. Da? Și... hai să ne imaginăm o instituție, că vorbeați de instituțiile din România, care știm cu toții cum funcționează după 23 de ani. O instituție în care șeful azi e ăla, mâine s-ar putea să vină ăla, nu e nimeni bătut în cuie acolo, da? Asta induce, știți foarte bine, o mare... Nu e vorba de om, e vorba de incertitudine. Vi se părea că nu funcționa DNA-ul și parchetul general? Aveți date că nu funcționau? Suntem de un an de zile sau în situația asta. Voastră? Dacă președintele ar fi respins de 100 de ori, cum ziceam, s-ar putea să fi trecut 3 ani. Da? Pentru poate că nu era rău. Deci, așa, ar fi trecut 3 ani. Cum arată până la urmă o instituție care este împrovizorat timp de 3 ani? Nu știu, văd cum arată de un an. Nu. Văd că trimitea în judecată, deschidea noi dosare cu doctori. Asta s-a mai întâmplat o vreme. Știți de ce? Pentru că ea nu veniseră dineant. Erau oameni din sistem, au condus ani de zile procurori și procurorii se uitau la argument, ei având încredere în ei. Un argument pe care îl folosesc și eu și vă dau dreptate. Acești oameni numiți de care vorbim acum, la fel, nu sunt veniți dineant. Sunt oameni care au avut funcții în ultimii 8 ani în parchetul general. Atât în... au avut funcții. Că rezultate, dacă ne uităm la Nițu și ne întrebăm, vă întreb pe dumneavoastră, ce anchete a făcut Nițu? Păi, nu știți a fost... să spuneți și știți de ce nu știți? Nu, pentru că n-a făcut. Nu m-a preocupat asta și vă mai păi spun un lucru. Păi nu, asta e esențial. Nu e suficient să vii din sistem. Trebuie să ai și încrederea sistemului să te urmeze. Bun. Nu e suficient să vii din sistem, așa, sugerat, din an, vii din sistem. Încă o dată, oamenii ăștia
exercită funcții administrative de management în mare parte a timpului, da? Deci ei trebuie să fie buni manageri. Poți să ai un procuror foarte bun care a instrumentat 100 de cazuri, care să fie un manager lamentabil și îl pui acolo. Și o să distrugi instituția. Procurorii ăștia nu spus să conducă o societate comercială acolo, no, ca să le cerem așa performanță managerială. No, aia sunt oameni care trebuie să reziste presiunilor politice, trebuie să înțeleagă mizele unui dosar. Pentru asta avem CSM-ul, ca să reziste presiunilor politice. Așa, în cazul în care apar intervenții de genul ăsta. Domnul Lazaru, eu când pune mâna pe telefon președintele, nu vorbesc de Traian Băsescu, președintele țării, generic spun, sau premierul țării, tot generic așa spun, și sună procurorul general, faia și faia, că se întâmplă în țara asta, să pună mâna și să sune. Da? Dar ce poate să-i fac dacă procurorul general nu-i răspunde, îl dă afară? Dacă nu-i răspunde acelei solicitări, îl dă afară? Asta vă întreb. Că poate oamenii asta cred. Că e complicat, după ce vorbim totuși de cele mai înalte funcții. Nu vezi? E atât de ușor să faci față unor astfel de presiuni. E foarte ușor pentru procurorii puternici care au carieră în spate și care stăpân pe meserie. Pentru procurorii slabi, fără carieră în spate și care nu stăpân de meserie, pe meserie și depind de politicieni în permanență, viața lor până la adânci bătrâneți depinde de un amărât de politician, ăia nu rezistă. Păi, eu nu, iarăși nu înțeleg povestea asta. De ce cei care au fost în funcții până acum și care văd că mulți dintre ei revin pe alte funcții? Deci până acum ei nu erau dependenți de niciun politician, brusc au devenit dependenți de politicieni. Sau cum? Nu înțelegeți. Eu înțeleg foarte bine. Nu faceți diferență. Pentru că oamenii ăștia, eu tocmai v-am explicat, mulți dintre ei care vin pe funcții n-au competențe, n-au trecut, n-au expertiză. Asta cerea președintele Traian Băsescu într-un interviu pentru Digi. Domnule, să nu vină așa parfumați cu Dior. Parfumați cu Dior sunt acolo. Domnul Tăpălag, haideți să... Că tot face aluzie la Codruțolaru. Acolo să e. Să mă fac înțeles. Deci, parchetul general și DNA-ul, ca instituții, au fost întotdeauna evidențiate în rapoartele MCV. Da? Din 2005 până acum. Bun. Deci, întotdeauna instituțiile astea s-a spus, domnule, au performanțe, să continue așa e foarte bine, da? Ele au fost conduse de Chioveși, Morar, Codruțolaru, la un moment dat era Tiberiunițu, care era adjunctul lui Chioveși și alții, da? Pe care îi regăsim acum, dar pe alte funcții, că numai că le-a expirat numărul de mandate. Deci, instituția a funcționat bine cu niște oameni în funcții. Acum luăm oamenii ăia și rotim. De ce? Pentru că tocmai pe ideea asta, doamne, au o experiență, hai să-i punem tot pe ei. Și instituția e suspectă că nu va mai funcționa bine. Da, așa e. Și vă spun de ce. Pe logica dumneavoastră zicem așa. Domne, pleacă Mugurii Sărescu de la Banca Națională și vine Bogdan Olteanu, care era membru în Consiliul de Administrație ani de zile. Și vrea și el să vină guvernator și uite, lumea nu e de acord. Păi de ce nu-i de acord? Că doar a fost membru în Consiliul de Administrație ani de zile la BNR. Argumentul știți foarte bine că e fals. La BNR a fost numit cu susținere politică. Așa a fost și Nițu. Procurorii... Așa a fost și Nițu. Procurorii așa a fost și Nițu la parchetul general. Era cunoscut, drept apropiat de PSD. Votați în Parlament de o majoritate politică. Dar eu vă spun că e același argument. Înțelegeți? Nu poate să fie din moment ce mecanismul e diferit. Bogdan Olteanu a fost votat de Parlament, de o majoritate, iar oamenii de care vorbiți au fost numiți printr-un mecanism în care a fost Ministrul Justiției, Președintele României mai și vorbim CSM. Mai vorbim peste 3 luni când o să se închidă asta câteva dosare mari. Foarte bună, asta e o idee foarte bună, pentru că, asta, în general, discuția pe care ați provocat-o seamănă foarte mult cu discuția cu celebra poveste cu drobul de sar. Dom'le, ce o să se întâmple? O să cadă drobul ăla de sare? Păi prefer povestea cu drobul de sare decât orbit, sânghit tot discursul oficial, pe care văd că îl repetă toată presa. Ce spun Traian Băsescu și Victor Ponta repetă 90% din presa acum. Deci prefer să fiu mai pricinos Marii Britanii și Statele Unite. Care, din punctul meu de vedere, greșesc. Dar asta vară n-au greșit. N-au greșit, da, așa e. Și trebuie să fie tot timpul... Păi nu, și asta vară apărau tot instituțiile. Asta fac și acum. Nu apără oameni, apără instituții. Acum fac o eroare, după părerea mea, că ar trebui să apere oameni, deoarece instituții în abstract nu pot apăra în situația asta, așa cred.
Da, și respect ceea ce spuneți, dar îmi dau seama că în tot timpul ăsta ați fost un model pentru mine și eu am crezut că gândim la fel. Uneori, e o dezamăgire, pentru că știți foarte bine, nu, știți foarte bine că niciodată Occidentul nu va sprijini oameni, va sprijini instituții. Poziția Bruxelles-ului n-am văzut-o încă. O să aveți, o să o vedeți și s-ar putea să aveți surprize. S-ar putea ce să aveți spuneți surprize. Atunci? Nu, ce o să spuneți atunci? O să spuneți că Bruxelles-ul greșește. Bun. Toată lumea greșește. Tot așa, pe, Dantă Pălaga are dreptate. Spunem, pe ce o să spunem atunci? Haideți să facem, promiteți că veniți peste 3-6 luni, sigur, când luăm la rezultatele numirilor. Exact. Bune, asta proate ar trebui să facem, domnul Tăpălaga. Nu, e obligatoriu să o facem. Asta, nu, dar asta și dacă am greșit, spunem, dacă am greșit, eu o să ies pe ce site și o să spun am greșit, cum am mai făcut-o, m-am mai înșelat. M-aș bucura să faceți asta. Da, o faceți și dumneavoastră dacă vă înșelați. Da, da, bineînțeles, spuneți, am greșit. Problemă. Dar eu nu pot să greșesc, domnul Tăpălaga, da, nu că să nu. Nu pot să greșesc. Nimeni nu că sunt, nu că sunt lăzăroiu, nu pot să greșesc atunci când mă bazez pe instituții și când gândesc în termen de instituții. Cei care gândesc în termen de oameni, dom'le, avem noi o persoană providențială și dacă nu e aia, se duce dracu tot. Haideți să vorbim despre mișcarea populară mai departe. Ați vorbit cu Monica Macovei, Cristian Preda să vină în fundație. Vă spun de ce vă întreb. Multă vreme celor doi li s-a reproșat că sunt mai mult ONG-iști decât voi politice, ceea ce până la un punct da, de adevărat. Nu, acum vă spun sincer, am încercat membrii, cei care am rostogolit lucrurile, că nu e vorba de că suntem lideri ai mișcării, să nu presăm pe nimeni. Uh-huh. Să fie voința lor. Cine vrea să vină, discutăm, avem niște criterii și e binevenit. Dar asta cu să umblăm noi acum și să tragem, da, cam așa s-a întâmplat tot timpul și n-a ieșit nimic. Dacă nu ești convins și nu vrei să vii alături de... Uh-huh. Înseamnă că nu ai de ce să vii.